Interviul Vioricii Dencil a stârnit revolta elevilor, promovează public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult apuse. Asociația elevilor din Constana, AEC, condamnă declaraiile făcute de premierul Viorica Dencil în interviu de vineri, de la România TV. Premierul a spus, cu referire la atitudinea presubliniere dintelui fac de ea, ce nu suntem la subliniere cu al ca să vin domnul profesor sublinierei să ia elevii de urechi. Elevii afirm ce aceste declaraii promovează public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult apuse. De asemenea, ei îi cer premierului Viorica Dencil să-i ceară scuze față de elevi, fiind afirmaii de genul acesta contravin statului elevului care vehiculează ce elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnitii personalitii proprii. Vineri seara, Dencil a spus la un post de televiziune ce presubliniere dintele Klaus Iohannis trebuie să anunce dacă vrea să vină la subliniere din ca de guvern, nu suntem la subliniere cu al, ca să vin domnul profesor să ia elevii de urechi, suntem oameni responsabili. Comunicatul integral al Asociației Elevilor din Constana. Asociația Elevilor din Constana, AEC, condamnă declaraiile făcute seara trecut la un post național de televiziune de către doamna prim-ministru a României Viorica Dencil, nu suntem la subliniere cu al ca să vin domnul profesor sublinierei să ia elevii de urechi. Consider extrem de grav faptul ce în anul 2018 eful guvernului promovează public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult apuse. Conform articolul 6, alin. Din statutul elevului elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnitii personalitii proprii, fapt ce interzice din start orice comportament care poate aduce atingere integrității fizice sau psihice a elevilor, mai ales din partea profesorilor, persoane care ar trebui să le deschid perspectivele, să îi determine să îndrăznească, să îi asume riscuri. Or, acestea nu se pot cultiva prin instituirea unei culturi a fricii. Suntem de părere că respectul este ceva ce se capte prin fapte, nu prin impunere. Îi solicit me doamnei prim-ministru Viorica Dencil să le ceară public scuze elevilor din România. Atâta timp cât persoanele de la conducerea RI fac afirmaii de genul acesta, considerându-le normalitii, nu ne putem aștepta la o schimbare a paradigmei în educație, cu atât mai puțin la o adaptare a sistemului de învățământ, alături de mentalitățile care îl constituie, la cerinele iateptrile secolului al XXI-lea.